Pe data de 18 septembrie curent, la Chișinău, a avut loc primul protest mai amplu împotriva Partidului Acțiune și Solidaritate, precum și a președintelui Maia Sandu. E greu de spus că a fost un protest al opoziției, deoarece tot efortul logistic l-a suportat doar Partidul Șor. Chiar dacă Igor Dodon și Gheorghe Cafcaliuc, alți doi lideri politici ai opoziției, au lansat mesaje în susținerea protestului, eu nu prea am văzut pe cineva din PSRM sau PACE să fie prezent la meeting, nici măcar pe Facebook nu i-am văzut ca să susțină protestul ușor. Organizatorii au anunțat că la meeting au participat 45.000 de oameni, o cifră mult prea ironată după mine, deoarece în perimetrul dintre Parlament și Președinție, efectiv nu au cum să încapă atât de mulți oameni. Din imaginile cu drona, eu am estimat prezența aproximativ 6.000 de oameni. Poliția a anunțat 6.500, menționând și că organizatorii protestului au organizat transport cu o capacitate estimativă de 9.634 de cetățeni. Diferența asta dintre capacitatea transportului și cifra din stradă confirmă că poliția a împiedicat mai multă lume să ajungă la Chișinău, după cum am văzut și în mai multe videouri publicate de susținătorii Partidului Șor. Am comandat autobus, ne ducem la protest și agenții care răspund de rutierile astea nu le dau voie din piscina ca să le iei numerele, că nu știu ce ați și pe acolo, dar nu le dă voie. Și noi așa toată lumea știam în bus. Dumneavoastră toți așteptați autobus plecați la protest? Asta nu-i corect! Asta nu-i corect! Asta nu-i corect! Să așteptăm autobusul! Să ne libertate la lume! Conform ultimului sondaj data, Partidul Șor ar fi ajuns la nivelul de 16,7%, ceea ce înseamnă că și cifra de 6.000 de oameni prezenți la protest este una ce cu siguranță nu poate fi ignorată. Motivii pentru a protesta sunt mai multe. Orice din pas au demonstrat incompetență pe mai multe domenii. Cu sau fără protestul ușor, Moldova tot e campioană la capitolul inflație, de exemplu. Adică nu trebuie să fii neapărat cu ușor ca să recunoști că țara se confruntă cu multe probleme. Deci confuzia creată ca urmare a unui mesaj lansat de Andrei Năstase vis-a-vis de proteste, ce i-a făcut pe cei de la TV8 să dea la data de 16 septembrie o știre, precum că președintele fondator al platformei DA se alătură protestelor organizate de Ilan Șor. Ulterior, TV8 a dat și o dezmințire, dar asta deja nu mai contează. Cert este că Andrei Năstase, prin mesajele lansate în ultima perioadă, cred că destul de dur guvernarea, dar se pare că nu este gata și să o confrunte, așa cum făcea pe timpul lui Plahotniuc. Celelalte partide și lideri opoziției au boicotat protestul. Mesajul lui Vlad Bătrânce din PSRM cu privire la boicotarea protestului, contradictoriu cu apelul lansat de Igor Dodon, a confirmat zvonurile precum că la socialiști există mari probleme pe intern. Argumentele unora din opoziție că nu ies la proteste alături de Șor, deoarece acesta este un politician toxic și asupra lui planează suspiciuni de corupție și implicare în furtul miliardului, nu prea țin. Sau cel puțin, cei ce le invocă nu sunt consecvenți, deoarece aceiași oameni din pas, în frunte cu Maia Sandu, au ieșit în trecut la proteste alături de Renato Usată sau Igor Dodon, politicieni asupra cărora planează numai puține suspiciuni decât în cazul lui Șor. În politică, adesea scopul scuză mijloacele, iar opoziția de astăzi mai degrabă demonstrează că nu este pregătită să preia eventual guvernarea. Iar în pofida mesajelor aruncate în spațiul public, tuturor le convine ca PAS să guverneze în continuare și să treacă cu bine peste această iarnă. În același timp, se creează impresia că nici cei de la Partidul Șor nu ar dori ca prea multă lume să se alăture cauzei lor. Și spun asta după ce am văzut cum în plin război din Ucraina, cei de la Șor au pus în difuzoare «Vstavai strana agromnaya», un cântic imperial sovietic. Asta ar putea însemna că prin aceste proteste, Șor mai degrabă urmărește acum scopul de a-și consolida poziția ca principalul partid de stânga, pro-rus, de Republica Moldova. Nu zadar presa de la Moscova, precum și canalele de Telegram din stânga Nistrului au mediatizat activ protestul acestuia, iar Vladimir Soloviov, numit și principalul propagandist al lui Putin, i-a pus lui Șor eticheta de liderul opoziției din Moldova.
În general, la protestul de duminică s-au văzut mai multe elemente prorusești, gen oameni cu drapelul Uniunii Sovietice, dar și din cei ce îl numesc pe Putin prieten și strigă Slava Rusia. Protestul însă nu s-a încheiat, iar în fața Parlamentului au fost instalate în jur de 120 de corturi, un orășel al schimbării. Așa numitul primar al orășelului schimbării este Radu Bușilă, un fost membru al partidului condus de Iurie Roșca. În prezent, primar cu acte în regulă al comunei Piatra de raionul Orhei. Cei de la Șor au anunțat că în noapte de duminică spre luni, poliția a împiedicat instalarea mai multor corturi sau chiar a încercat ridicarea celor instalate deja. Au apărut și imagini video cu mascați, dar până la urmă nu au fost incidente grave, corturile fiind și azi în fața Parlamentului. Partidul Șor a declarat că protestatarii vor sta acolo până când guvernarea PAS și Maia Sandu vor preda puterea și vor fi organizate alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. În replică, Litvinenko de la PAS i-a răspuns lui Șor că nu mor caii când vor câinii. Apropo lui Șor, vreau să-i, așa, să-i transmit o zicală românească pe care sunt sigur că o știe, pentru că, mă rog, nu mor caii când vor câinii, da? Pe Facebook, părerile despre protest au fost împărțite. Mulți au scris că oamenii au fost plătiți. Alții au zis că dacă și există oameni care se vând pentru 200 de lei, vina aparține tot guvernării PAS, deoarece din cauza incompetenței lor, oamenii acceptă acești bani, fiind săraci lipiți pământului. Eu personal nu cred în spiritul protestatar al moldovenilor, care adesea pot critica pe internet sau în fața televizorului, dar mai mereu așteaptă ca alții să iasă în stradă, alții să ceară schimbări. La noi protestele mereu au fost organizate de cineva. Atenție, eu nu zic că mereu, oamenii au fost plătiți ca să iasă în stradă. Mai este acum și lehamitea moldovenilor de tot ce înseamnă politică. Lipsa de încredere în toată clasa politică, atât de la putere cât și din opoziție. În plus, moldovenii nu prea văd din partea opoziției ceva planuri serioase de țară. Adică, oamenii văd ce singuri care sunt problemele, iar de la politicieni ar vrea și soluții reale, nu doar critici și atacuri, certuri ca la ușa cortului. Cel mai mult opoziția de stânga, prorusă, bate pe tema gazului, că e scump și Maia Sandu ar trebui să meargă la Moscova. Gazul, într-adevăr, e scump. Problema este una mult mai complexă și depășește hotarele Moldovei. Dar, în fond, gazul, mai scump, mai ieftin, nu e un plan de țară, este doar gaz. Ce părere aveți voi despre protestul organizat de Partidul Șor? Aștept să spuneți în comentarii. Iar eventual să vă abonați la canalul meu de YouTube, canalul de Telegram și să dați un like paginii mele de Facebook. Eu sunt Ion Harghel, la revedere!